Bună, Capricorn, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 17-23 octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi Capricorni, este o săptămână extrem de interesantă. În primul rând, în această săptămână, reușești să rezolvi ceva legat de cariera ta sau reușești să rezolvi o problemă importantă cu șeful la locul de muncă. Ți se poate propune o avansare. Pentru alții e vorba de a-ți găsi un loc de muncă. Acum ai ocazia. Sau e vorba de a rezolva o problemă birocratică. Da? Reușești să rezolvi ceva important. De asemenea, Capricornul are ocazia să-și facă acum vocea auzită. Și vezi că ideile pe care tu le ai, creativitatea de care tu dai dovadă, te ajută extraordinar de mult pe zona profesională. Pe de altă parte, dacă ești o persoană singură, vezi că în această săptămână ai ocazia să cunoști pe cineva, ori la locul de muncă, ori uh, prin intermediul familiei. Deci, pe acolo e bine să fii foarte atent sau atentă, pentru că pot exista da, tot felul de oportunități. Poate să fie o persoană, cine știe, care chiar are legătură cu zona medicală. De ce nu? O săptămână în care te faci remarcat, o săptămână în care vocea ta este ascultată mai mult decât oricând, așa că poți profita de aceste energii. Sunt și momente ușor tensionate în această săptămână și anume Soarele face o quadratură cu Pluton din Capricorn care se află da, la tine în Zodie. era asta înseamnă că pot apărea momente tensionate în legătură cu șefii pe de altă parte, cu autoritățile și toate au legătură cu ideea aceasta de a transforma, de a schimba. Poate chiar e vorba de o problemă colectivă care apare sau, într-o e vorba de nu știu niște situații dificile care țin de niște planuri pe care tu le ai. Apoi, încă un moment ușor tensionat, Venus, quadratură Pluton. Pentru cei care vă aflați într o relație, vedeți că lucrurile e posibil să fie ceva mai tensionate în această săptămână. V-am spus că sunt și aspecte pozitive, în schimb parcă sunteți așa împinși de la spate să rezolvați anumite probleme. Cei care sunteți singuri, la fel, aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, dar e posibil să fie printr-o ceartă, da? sau printr-o printr, -o, uh, printr -o situație ușor delicată. Cei care aveți copii e o săptămână bună în care, pe de o parte, apar uh, tensiuni, apar emoții din partea lor, pe de altă parte, aflați de niște bucurii pe care aceștia le au și e clar că vă vă bucurați și voi. Încă o informație, cei care vă aflați într-o relație, vedeți că e o săptămână bună să vă oficializați relația, să discutați despre așa ceva, da? Apoi, um, soarele de asemenea se apropie foarte mult de Venus la finalul săptămânii Iar asta înseamnă că ai o oportunitate absolut fantastică să întâlnești un suflet pereche din înalta alta societate sau o persoană foarte cunoscută nu știu, poate e vorba de o persoană pe care o cunoști mergând la o instituție să rezolvi ceva. Un moment pozitiv este trigonul dintre Mercur și Saturn. Capricornul iarăși reușește să negocieze sau reușești să îți pui în sfârșit în ordine niște probleme legate de finanțe, bani legate de achiziții. Deci, în sfârșit, ai mare oportunitate să crești și să înflorești. Și așa cum îți spuneam, ai idei bune care pot fi puse în practică și care să știi că vor fi foarte, foarte apreciate. Însă este important să comunici. Bun, hai să vedem mai departe o carte din partea Arhanghelilor pentru tine, Integrarea Dumnezeiască, acesta este mesajul tău, iar numerele importante sunt 2 și 20. Poate data de 20 îți aduce ceva special. Culorile importante pentru tine sunt roz, galben, verde, albastru, non-culoarea alb, gri. De asemenea, ți-aș recomanda să încerci să stai mai mult în natură sau să urmărești foarte mult semnele naturii din jurul tău. Și Arhanghelul Sandalfon îți transmite un cadou, un dar, și îți spune așa: Te ajut, te impulsionez și te ghidez să faci pași siguri și rodnici pe calea spirituală pe care ai îmbrățișat-o. Îți ofer integrarea armonioasă în realitatea materială, concretă, care este o reflexie a tainei realități divine. Foarte frumos! Deci, ești susținut, ești încurajat, și poate dacă îi cere ajutorul Arhanghelului, cu siguranță o să fie alături de tine. Hai să vedem mai departe ce îți spune și tarotul. La baza pachetului valetul de cupe este clar aici o veste bună pe care o primești. De asemenea, văd faptul că unii capricorni au ocazia să întâlnească un suflet pereche sau dacă te afli deja într-o relație, vezi că lucrurile decurg extraordinar de bine și chiar îți poți clarifica și anumite probleme împreună cu partenerul sau cu partenera. Unii capricorni chiar se gândesc serios să-și oficializeze relația, se gândesc la o căsătorie sau se gândesc la o logodnă. Vă gândiți ca lucrurile să devină mult mai serioase între voi. Cu îndrăgostiții poți avea o legătură cu zodia gemeni. Hai să vedem. Prima carte, Diavolul, nu te speria, nu e nimic negativ, este carta ta în tarot care te reprezintă și atunci îți spun foarte clar Faptul că tu, în această săptămână, reușești să îi domini pe ceilalți. Felul în care tu abordezi viața o să te ajute foarte mult. Poate chiar în unele cazuri e vorba de o atracție foarte mare pe care o ai față de un anumit domeniu sau față de o anumită persoană. De ce nu? În mintea ta, lumea. E clar aici că tu ai parte de o încheiere, ai parte de o avansare, un succes, o bucurie foarte mare pentru sufletul tău și văd aici o puternică legătură cu străinătatea sau cu internetul. Se încheie o etapă, se încheie un ciclu. În inima ta, 10 de spade. E clar aici că trebuie să închizi ceva. Însă, dragi Capricorn, vedeți că. Uneori, partea aceasta de avansare profesională sau. Um, da, cred că e corect spus așa, sau, în general, partea aceasta materială sau un, un, un succes, cred că e mai corect spus așa, mereu vine la pachet cu o pierdere. da Și atunci, pentru tine, pierderea sau lucrurile mai puțin plăcute vin în această săptămână din zona familiei, prieteni, um, vecini. Da? la baza manifestărilor regele de cupe, ai o sensibilitate specială, dar văd aici și faptul că ai o legătură cu zona medicală sau cu zona vindecării pentru unii dintre voi și asta e foarte interesant. Mai departe, trei de băte avem în exterior care vine cu o primă victorie, care vine cu o primă reușită. De asemenea, văd o persoană care se află într-un drum scurt față de tine, deci într-un alt oraș, într-un alt cartier, care se gândește intens la tine, însă e clar că în exteriorul tău apare o primă victorie, apare o primă deblocare. Magicianul mai departe, magicianul care vine și îți transmite foarte clar uh, faptul că ai o legătură aici puternică. Poate cu o persoană care lucrează cu mâinile, sau e vorba de o persoană care încearcă să facă lucrurile în așa fel încât să iasă lucrurile. Aici te-aș avertiza să acorde o mai mare atenție relațiilor toxice, dar uh, chiar și persoanelor care încearcă să manipuleze. Deci te-aș ruga să acorde o mai mare atenție. Ultima carte pentru tine, 8 de monede. Aici uh, văd că se încheie un proiect, se încheie ceva important. Ai mult de lucru în această săptămână și asta e bine. Așa cum îți spuneam aici, uh, această avansare, această bucurie vine la pachet cu ceva ce se închide. Mai văd o persoană care este foarte atentă la detalii. Um, Multe emoții văd aici, emoții tinere, emoții frumoase, poate sunt situații noi pentru tine, indiferent de vârsta pe care o ai, pentru că toată viața experimentă, da, indiferent de vârstă, sufletul tot tânăr este. Bun, dragi capricorni, ce să vă spun, aveți o săptămână interesantă, o săptămână în care apar lucruri bune, însă în egală măsură Uh, e ok să arunci o privire mai atentă asupra rudelor, prietenilor sau persoane iubite, pentru că de acolo pot apărea lucruri ciudate. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă. Te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Pentru acces la partea bonus e nevoie să te alături acestui canal butonul alătură -te este total diferit de cel abonează-te, apasă-l și alegeți abonamentul și te aștept cu drag în comunitate pentru că acolo ai acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale. De asemenea, te invit la previziunile zilnice pe zodii, dar te invit și la previziunile pentru luna octombrie, deoarece mai urmează evenimente extrem de importante. Te îmbrățișez și îți doresc o săptămână cât mai frumoasă!